În prezența unui auditoriu record, sâmbătă 28 mai, la Roman a avut loc, la restaurantul Corabia din Strand, timp de peste 3 ore, cea de-a doua ediție a maratonului cultural intitulat Seară Basarabeană, care a reunit într-un dialog interesant scriitorii din Basarabia, Roman Bacău, Buhuș și Piatra Neamț. Și toți împreună, condeieri de pe ambele maluri ale Prutului, au decis să continue bătălia cu armele scrisului pentru aducerea în granițele firești a teritoriilor României dodoloase. Asta ca un răspuns peste timp la strigătul marelui istoric Nicolae Iorga, care în 27 iunie 1940, în ședința Consiliului de Coroană, cerea imperativ conducătorilor României de atunci ca România să se bată cu Rusia țaristă pentru drepturile sale teritoriale, pentru pământul Basarabiei străbune, strigăt la care politicienii de atunci n-au vrut să-și asume răspunderea istorică a unei bătălii legitime. Ne batem, blestem pe noi dacă nu ne batem. Interpelarea dramatică aparține lui Nicolae Iorga în ședința Consiliului de Coroană din 27 iunie 1940, ținută ca urmare a ultimatului sovietic din noaptea de 26-27 iunie, prin care Moscova cerea României să părăsească Basarabia și nordul Bucovinei. Strigătul lui Iorga nu a fost auzit. Astfel, nenorocirea s-a bătut asupra românilor. Nu a fost auzit atunci și parcă nici astăzi de politicienii noștri. Însă, îl auzim și auzim noi astăzi. Cei de astăzi, uniți de un eveniment de trăire românească, Seară Basarabeană, ediția a doua. Și cum strigătul acela dramatic al patriotului Nicolae Iorga de atunci n-a fost ascultat, politicienii rămân surzi și astăzi. Dar iată că o societate culturală din inima Moldovei, de la Roman, își asumă peste timp datoria istorică de a se bate cu arma cuvântului scris și prin rugăciuni pentru cauza sfântă a celor două țări surori, pentru România mare și sfântă, unită nu doar prin poduri de flori ca în anii 90, ci mai ales prin poduri de carte, de rugăciuni, de cânt și de simțire. Și hotărâm să ne batem, nu cu gloanțe sau rachete, atunci cu ce mă veți întreba? Și vă voi răspunde, cu cărți și cuvinte frumoase, adevărate, pline de sens, cu poeme inspirate. Și doar atât m-ați mai putea întreba. Și desigur că voi răspunde, bineînțeles că nu. Ne vom mai bate cu nelipsita rugăciune, construind clipă de clipă, zi de zi, liturghisire după liturghisire, podul de rugăciune, podul îndurării și milostivirii Bunului Dumnezeu. De aceea, în acest context, îl rog pe scriitorul jurnalist Alexandru Tălă, redactorul șef al editurii noastre, să dea mărturie de proiectul coerent și totodată dificil al editurii Papirus Media în a promova autorul unde de ambele maluri ale Prutului. Unul din artizanii proiectului de uniune culturală, redactorul șef al editurii Papirus Media, scriitorul Alexandru Mihăilă, a vorbit despre proiectul Seară Basarabeană, care adună în jurul său condeieri de pe ambele maluri ale Prutului, despre valul de scriitori basarabeni care aduc prin operele lor un suflu patriotic nou în literatura scrisă în limba română. Numesc aici, printre scriitorii existenți și invitați astăzi, doamna Cristina Costov, prozatoare, autoare a două cărți, cu teme diverse, de la simțul patriotic în povestirile dumnei până la proza citadină, un scriitor de talent, apoi Dorina Codreanu, care, deși scrie în formele clasice ale poeziei, conținutul poemelor sale este modern, doamna Nina Vasile, care a o veche prietenă de-a noastră, a debutat anul trecut cu un volum de poezie, Flutur de vis, foarte bine primit de critica literară, venită astăzi în mijlocul nostru cu o domnișoară frumoasă, fiica dumneei, domnișoara Tincuța, și îi mulțumim că a ajuns. Ne mai vorbim de doamna Lidia Vrabie, care este la a doua carte, o prozatoare sensibilă, o prozatoare cu profunzime și care scrie
alături sau împreună cu un reflex teologic creștin-ortodox. Criticul literal Lucian Strochi a realizat o analiză pertinentă a volumului de scrieri Frica al scriitoarei de origine basarabeană Lidia Vrabie, stabilită în Spania, la Barcelona, care a reușit să surprindă cu talent și acuratețe toate fațetele unui sentiment uman, firesc, frica, văzut în toate ipostazele sale. Proza Lidiei Vrabie este neobișnuită. De ce? Ne prezintă o situație aproape statică. Dacă stăm să judecăm din punct de vedere spațial, acțiunea se petrece în trei case. Și ele destul de apropiate. Dar în ce constă farmecul deosebit al nuvelei? În acest sentiment explicabil, inexplicabil, pe care îl analizează ca un mare stilist, ca un mare suflet, sentimentul de frică. Și în prefață încercam să sugerez două direcții. Și anume, frica zidește, frica stabilește ierarhiile, frica ne împiedică să devenim infractori, și așa mai departe. Deci și are rolul ei social. E o frână. Sigur că frica, la rândul ei, este și malefică. Ei bine, autoarea surprinde cele două ipostaze ale fricii. Nu pot. Eu la autorial este chiar autoarea. Serata culturală a fost presărată și cu momente artistice în care autorii înșiși sau exegeții acestora au citit fragmente din opera lor. Preotul poet Cornel Paiu a oferit un scurt recital din cel de-al doilea volum al trilogiei Pasnicii Pereților, lansat în cadrul celei de-a doua ediții a serii Basarabene. Au urmat apoi scurte recitaluri de muzică oferite de două tinere, Elena Ordean, elevă la Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, și Crina Tamba, eleva Colegiului Național Roman Vodă. Numele tău ne incomodează. Simpla rostire a numelui tău ne arde. Existența numelui tău ne încurcă. Numele tău ne disperă. Numele tău ne înnebunește. Este o piesă cu un mesaj social, pentru că trupa de cranberries a scris această piesă cu versuri anti-război, pentru că ei au vrut să transmită faptul că prin război nu se poate rezolva nimic. Piesa se cheamă Zombie și este una dintre piesele mele preferate. În contextul manifestării au fost lansate volumele de proză Frica de Lidia Vrabie, scriitoare de origine basarabeană, stabilită la Barcelona, în Spania, Viața ca un fir de păpădie de Claudia Mitră, scriitoare de la Chișinău, precum și cel de-al doilea volum de poezie al trilogiei Pasnicii Pereților de Cornel Paiu. Cărțile au fost recensate de criticii Lucian Strochi de la Piatra Neamț, Ioan Tudor Iovian și Cornel Galben de la Bacău, Mihaela Ciubotariu de la Botoșani, Claudia Mitră, Cristina Costov, Nina Vrabie, Dorina Codrea de la Chișinău. În cadrul aceleași manifestări au fost acordate și 12 diplome de excelență unor personalități care au sprijinit proiectul. A urmat o sesiune de autografe și o agapă de socializare. Întregul conținut al celei de-a doua ediții a serii Basarabene veți putea urmări la postul de televiziune Roman 24.